Bună ziua, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag. Zidana Uzacovna. Așa. Bună, 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 bună. Bună, dragii mei prieteni, vă salut cu mult drag. Mă lăsați un comentariu din ce țară mă priviți sau chiar din ce oraș. Dar astăzi vin cu un video foarte interesant la voi, dar chiar foarte interesant, știți. Interesant, interesant, da? Bună, 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 bună. Hai, îmi lăsați un comentariu din ce țară mă priviți. Dragii mei prieteni, acest video cu siguranță o să ajungă foarte departe și eu știu precis de și. Așa, ia uitați-vă și am eu și. Caș. Caș de oi natural biologic. Eu astăzi am să vă explic o metodă foarte bună cum să păstrezi tu cașul, da, de oi sau de capră sau chiar brânza în burcane de sticlă pe mult timp, chiar pe 2-3 ani de zile. Așa, foarte des, deci noi gospodinile cumpărăm caș de oi și el ori să moaie, ori să strică, ori nu este biologic, ori nu este natural și noi dăm o sumedenie de bani și rămânem cu produsul stricat. Da? Dar astăzi eu am să arăt câteva variante care cu siguranță îți fi mulțumită. Eu te rog să-mi lași un comentariu din ce țară, din ce colț ale lumii, deci mă urmărești și cu mare drag, dragii mei prieteni, îmi distribuiți live-ul și lăsați câte o inimioară. Dragii mei prieteni, eu știu că la mine live-a sunt domnișoare, deci însărcenate. Ia uitați-vă și am eu aici. Așa, mă iertați, dar știu că vă este poft. Caș de oaie proaspăt, fără sare, fără nimic, da? Ia uitați. Toată lumea cunoaște care este cașul. Eu am să dau mai jos ca voi să vedeți bine, da? Dar eu am să vă arăt o metodă astăzi cum pun eu cașul, deci în sărămur. Așa se numește, da? Toată lumea cunoaște care este cașul. Eu astăzi am caș de oi. Eu am să vă explic cum voi să înțelegeți cașul este proaspăt, chiar dacă îl cumpărați din piață, da? Ca el să nu fie făcut din praf. Deseori, da? Noi cumpărăm, deci, cașul și ele sunt făcute din praf și stau 2-3 zile și el strică. Și asta este foarte important, da? Eu am o prietenă care are stână de oi și întotdeauna eu câte 20-30 de kilograme. Apoi ni le pun în sărămură, dar nu numai în sărămură. Astăzi mai vă arăt încă o variantă cu mirodenii caș, da? Dar și în ulei de măsline. Cum să vedem noi când cașul, deci, este proaspăt, când tu cumperi caș, da? În primul rând, el trebuie să fie în zăr. În zăr, în sucul ei, da? Care, deci, femeile îl pun. Cașul trebuie să fie foarte moale, ia uitați-vă, da? Foarte mulcuț, el n-are cum să fie tare, da? Deci dacă să luăm la drept, eu am brânză deja din oi, care este pusă în borcane sau în căldări alimentare de 2-3 ani. Atent, de 2-3 ani. Și eu am să vă arăt cum este. Ia ca eu pot să le pun și așa în ceva, ia vedeți, aia asta deja nu este caș, dar este brânză, care eu am făcut-o. Am să vă arăt cum arată. Așa. Iacă, asta este bucata de brânză care eu am pus-o în sărămur. Ia uitați-vă, nu se întinde. Ia, vedeți? Deci are un zâr curat. Asta este foarte important. Dar important că el nu se fărâmă. Deci uitați-vă, eu am stai foarte subțiri. Ia, vedeți, da? Ia cât de subțiri. Dar el nu s-a format. Parcă este o bucată de unt. Asta este secretul cum noi știm de ce a săra, deci brânza de oi sau cașul. Acesta la mine este caș, asta este brânză veche de 2 ani de zile, da? Dar noi dacă îi punem o sărămură, deci biologică, naturală
Și dacă cașul este biologic, știți că niciodată cașul nu se strică, da? Și el se ține la rece. Așa, eu am zis, mă mai tai, încă o dată să vedeți că pot să-l tai chiar și ca foaie de țigară. Ia uitați-vă, da? Așa. Și el, deci, nu se fărâmă. Fix așa, fiindcă la mine asta este brânză deja de oaie, făcut caș, făcut în zăr, da? Eu l-am făcut astăzi, rețeta asta e aici, deci cât să arăt. Dar vă rog să-mi distribuiți live-ul, mai ales pentru doamnele care sunt nou începătoare, gospodin, tinerile, da? Ele nu știu și desigur, noi cumpărăm caș proaspăt și nu știm cum să-l sărăm și deci cu siguranță noi îl stricăm, da? Și e păcat de produs așa de bun. Așa, eu acum ați vă arăt o chestie foarte bună. La mine aici este, deci, caș, da? Caș proaspăt, da? Am bucăți și mai mari, am bucăți în felul următor. Ia uitați-vă, da? Eu am zvărat așa câteva bucăți bune. Ia uitați-vă, da? Deci este biologic. Caș. Sau în felul următor. Se vede foarte bine, eu am zvărat că se vede la cameră, dacă el este molcuț. Ia. Ia. Vedeți? Se vede urma la, deci, mânuța mea. Dar eu am zvărat și aici un secret. Ia uitați-vă, când eu îl tai, dacă este un caș, deci, biologic, da? Ați vă tai și ați vedeți cum el arată. Așa, ia uitați-vă, că el nu se fărâmă. Când mai ales, noi îl punem pe masă. Ia, vedeți? Acesta este caș proaspăt. Asta este foarte important. Da, există că brânza de oi se fărâme, da, există când este foarte vechi, când are poate aibă și 3 ani de zile, da? Dar noi nu o păstrăm până la 3 ani de zile, da? Că nu, nu trebuie. Noi dacă mâncăm, mâncăm biologic și proaspăt. Și ia uitați-vă cum ei este foarte subțiri, dar nu se fărâme deloc, în primul și în primul rând. Cum când alegi tu o bucată de caș proaspăt, tu ți iei cu mânuța ta, așa cu degețelele, o bucățică în felul următor, ia, vedeți, așa. Și voi o formați în deget, așa trebuie să fărâm, ia, vedeți? Să ții de deget principalul, asta se vede că e un caș biologic numai din lapte de oaie sau de capră. Multul lume nu cunoaște chestiile astea și noi cumpărăm brânză și este cu antibiotici sau cu cuieliu, așa se numește, un fel de pastilă, dacă multe brânzuri sau multe cașuri se fac din lapte uscat. Da, asta este un business și astea sunt chimicale. Și noi când îl cumpărăm, el are gust de caș proaspăt, dar el are un gust și de plastic. Brânza de oi sau brânza de capră, ea trebuie să fie în felul următor. Pentru cei care au intrat acum, dragii mei prieteni, vă rog să-mi distribuiți live-ul să ajung foarte departe. Deci astea sunt câteva secrete aici cu voi, cum să pui, deci, caș proaspăt în sărămură pentru iarnă. 10, 20, cât vrei tu, 100 de kilograme, da? Mulți din voi, dacă nu pune corect, deci să moaie sau să strică brânza. Sau în deseori, când el e făcut din praf și noi îl punem, deci, în borcane, în sărămură, și nu știm sfaturile corecte, dragii mei prieteni, noi străcăm, deci, brânza. Dar să mai strică brânza sau să mai uiuțăște, are un gust, poate fi un gust de plastic când cașul nu este biologic. Noi dacă vorbim de un produs original, dacă vorbim de un produs curat care noi să-l mâncăm pentru sănătatea noastră, noi întotdeauna luăm, deci, brânză curată, brânză biologic. Deci, dragii mei prieteni, eu am un vas. Primul secret. Eu am aici, să luăm la drept, că am vreo 12 kg de caș. Caș de oi. În felul următor. Ia, vedeți? Așa. Mă iertați, gravidele, că știu precis că, mai ales pentru cei care iubesc brânzele de oi sau brânză de capră și ne poftă foarte tare. Dar este aici caș, știu precis că poate fi poftă. Chiar mă iertați, da? Fiindcă eu tot sunt pofticioasă, mai ales de brânză. Brânza pentru mine este ceva gustos, mai ales că e, dacă este natural, este cu calciu natural și ajută la oasă. Atent, da? Este foarte, foarte bun. Mai întâi, eu înferb 5 litri de apă. Este foarte important. Să o fierbem și să o răcim. Aici eu am 5 litri, dragii mei, prieteni, de apă fiartă și nu cumva să-i pui
apă crudă, căstrâi și brânză. Pentru că foarte des apele din fântână și de la robinet au clor și de asta noi stricăm brânza. Știți, întotdeauna este primul secret care voi trebuie să-l știți. Apa trebuie diclocotit 2-3 minute, apoi, dragii mei prieteni, deci s-o răcorit, s-o răciți, da? Numai decât. Eu am aici 5 litri, dar încă un secret, cașul iubește sare. De care sare? Sare grunjoasă, sare pentru murături, da? Ia câtă, da? Așa, eu am aici cam 1,5 kg, acum și imediat văd cât i-am întrebui mie. Așa, și să mă întreb, Zidana, dar și brânza de capră scoate, da? Și brânza de capră, dacă să luăm la drept, este mai bună ca brânza de oi. În deopște, laptele de capră, el este bun pentru plămâni, pentru cei cu turbeculioză, pentru cei care bolesc cu plămâni, pentru copiii care nu au imunitate. Laptele de capră este foarte, foarte bun pentru sănătatea noastră. Fiindcă căprile sunt niște animale, că ele nu mănâncă orice, ele mănâncă cele mai bune plante, cele mai sănătoase, da? Și capra, să luăm la drept, este un animal curat. El nu ți-a mâncat nimic rău, el mănâncă numai și sănătos. Dacă e să mă întreb, Zidana, la care caș mai mult obții, la dioaie sau la cap? Eu le obțin mai mult la amândouă, da? Fiindcă amândouă sunt buni. Dar dacă să luăm la drept, dragii mei prieteni, cașul de capră e mai sănătos ca cașul de oai. Așa, eu am aici un vas, da? Și fac eu în primul rând. Da, eu am aici cașul. În primul și în primul rând, eu ne-am pus vasul meu, da? Dar, dragii mei prieteni, eu îmi tai brânza cu buleță. Cum vrei tu? În primul și în primul rând, în felul următor. Ia uitați, așa. Nu mărunte tare, dacă tu ai borcan, deci mai mărunte, da, cu mare drag. Dar eu am un borcan, că borcan e de 5 litri, la mine, da, cu astfel de căpaci, cu vint, da, dar eu am să-mi tai în felul următor, dar nu mar. De ce? Fiindcă ele, așa bucăți, pot să-mi tai bucăți, deci mai măruți, da, ca să pun pe masa de sărbătoare. Deci mărunt eu tot nu vreau, da. Dacă îți rămâne la urmă mai mărunt, ok, cu siguranță, deci poți pui într-un borcan mai mic, astfel de tipuri de borcane sau borcane care ai tu, ca să înțelegi, da? Brânza sau cașul este un aliment foarte gustos pentru sănătatea noastră, da, foarte gustos. Eu am să-mi tai în felul următor, așa, bucăți, imediat vă arăt. Imediat vă arăt tot pas cu pas, da? Așa, e ca așa. Pentru cei care au intrat acum pentru prima dată câteva minute, eu astăzi îți arăt câteva secrete cum să păstrezi tu cașul de oi sau brânza de oi pe mult timp ca să fie gustoasă, ca să nu fie iute, ca să nu fie amară, ca să nu strici, ca să nu se moai, ca să nu se întărească, să fie ca cheatra. Dacă nu, nu avem nevoie. Avem nevoie, deci să fie mai gustoasă. Secretul ăsta, deci eu îl fac de ani, de zile. Eu mai întâi, dragii mei prieteni, îmi tai bucăți brânza. Așa, dacă este mai mare, eu o tai în felul următor. Așa, eu am zvărât tot pas cu pas. Deci, am tăiet un rând, da? Așa, un rând, eu cred că voi vedeți bine, da? Eu sare și presor peste brânză. Numai decât, ia uitați-vă, da? Numai decât sare. De ce presor un rând de sare? De aia, dragii mei prieteni, toată bucata de caș, ea să ia sare cât ei trebuie, da? Mai departe, la fel, mai pun un rând de caș. Așa, chiar dacă dintr-însele soformatorul este mai sensibil sau este o bucată care nu este prinsă bine, nu este nimic. Așa, tăiem toată brânza noastră în felul următor. Așa, deci este un caș foarte bun. Este un caș, eu îl iubesc, știți cum îl iubesc? Eu sunt cerci. Caș cu cafea. Foarte gustos. Da, caș dimineața cu cafea, fără pâine, fără nimic. Dacă tu îi mai pui și, dacă tu mai iei și o bucată de brânză, de, mă iertați, de pâine neagră, e perfect. Așa,
Eu am să-l tai. Bună ziua, dragii mei prieteni! Am distribuit live-ul să ajungă cât mai departe. Ia uitați-vă și caș frumos de ce am eu. Molcuția. Să vede, eu am să vă arăt. Molcuția este un caș, dar uitați-vă cât el este de bun, că eu îl tai foarte subțiri, finuț și el nu se fărâmă. Să vede că este un caș biologic. Asta este foarte important. Așa, deci am mai tăiat un rând de caș, așa, în felul următor. Iar din nou un pum de-a meu micuț de sari, de fiecare dată, așa, în felul următor. Îl presor cu sare, așa, până când eu îmi tai, deci, tot cașul meu. Așa, tămâiem iar un rând, așa, dacă să o luăm la drept. Eu am caș de oaie sau brânză de oaie, așa cum spune noi, și cu ulei de măsline, și cu ciuperci, și cu măsline negre, și cu ardei, și cu cimbru. Eu am și cu pătrunjel, eu am și cu leuștea, da? Eu am și cu usturoi, care eu astăzi am să vă arăt cum îl fac. Imediat, da, dragii mei prieteni? Iar din nou, ia uitați-vă și... Bunătate, da? 100%. Vă rog să-mi distribuiți like-ul să ajungă cât mai departe. Pim, aici pe pagina mea, dragii mei prieteni, găsești foarte multe rețete culinare, da? Și tratamente. Vă știți că eu sunt medic naturopat, da? Dar eu am și o gospodărie foarte mare care astfel de sfaturi la tine în căsuța ta se prinde foarte, foarte bine. Foarte bine, mai ales pentru persoanele mă rog, hai să spunem mai tineriele, da? Care până la 20-25 de ani, care ele încă nu sunt, au crescut fără părinți, fără mama, asta nu înseamnă că ele nu cunosc, da? Dar asta înseamnă că ele nu știu cum altfel, nu știu. Ia uitați-vă, cășuțul meu, așa, molcuț, molcuț, molcuț. Ia cât e de bine, deci arată. Așa, dragii mei prieteni, aceasta este, deci, toată brânzica mea care eu am tăiet-o și iar din nou, deci o presor cu sare. Ia uitați-vă, dacă e la mine este biologică, naturală, ia uitați-vă și-o rămas. Asta am tăiet-o eu, da? Eu am tăiet-o că v-am arătat. Ia uitați-vă cât e de curat, fiindcă este biologică și asta este foarte important. Iar din nou, deci voi presura sare. Și aici mă întreb, zice, Dana, dar nu-i mult sare. Nu, dragii mei prieteni, nu-i mult sare, fiindcă și sarea pe dânsa o păstrează. Și un secret foarte important. Apa, încă o dată, menționez. Dragii mei prieteni, apa trebuie să fie fiartă și răcorită. Numai decât. Dacă tu pui apă din robinet sau apă de fântână, fie și din munți, să știți că strică brânza, fiindcă ea se moaie, la noi se spune să balegă, da? Așa este un cuvânt că așa spune. Să știți că se moaie și este iuțâie, deci nu este bun. Apa trebuie să fie fiartă și răcorită. De ce? De a-i omorâ toate chipicatele sau bacteriile care le are apa, așa apa o are, dacă să luăm la drept, da? Și tocmai de asta și noi când bem apă, noi totuși trebuie să bem apa, să o fierbem și apoi să o răcorim și să o bem ca să fie sănătoasă. Așa. Ce fac eu în 5 litri de apă? Eu aici tot, deci vă arăt pas cu pas sare. Eu vă rog să-mi distribuiți și în grupul meu, învață găti cu noi, că tot este grupul meu, încă n-am distribuit, da? Bună ziua, Madeira! Bună ziua, dragii mei prieteni, da? Și îmi să distribuiți, deci, live-ul. Pun sare. Un secret aici foarte important. Cât sare? Și să mă întreb, uitați-vă, la 5 litri de apă eu pun o lingură, așa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Așa, și să mă întreb, Zidana, la 5 litri de apă, cât sare? Jumate de kilogram. Foarte corect. Și amestecăm apa, care deja este
fiartă ca să dizolvi toată sarea. Da, corect. Ca noi să dăm, deci, să rămură. Dar eu vă arăt că nu este încă secret. Amestecăm bine, bine. La mine sunt, deci, și borcanele deja gătite. Amestecăm bine, bine, până când sunt moaie toată sarea, numai decât. Ok, eu am să vă arăt brânză care eu am de 2 ani de zile aici cu voi. La început v-am arătat-o, v-am mai arăt odată că suntem peste 2500 de oameni. Eu am în live, este un live foarte mare, eu am să vă arăt brânză de 2 ani de zile, dar pot să păstrez și brânza 3 ani. Și mai este mai întreb, Zidana, spate de pus la înghețat? Nu, fiindcă se pierde gustul, da? Noi știm că cașcavalurile, brânzurile de casă, unde le pun cu marar, unde le cu pătrunjăr, unde le persoane, diferite situații, da? Le pui cum vrei tu, cum tu s-o coți. Dar la înghețat nu, fiindcă dacă noi punem brânza la înghețat, se pierde calciu. Dar nouă calciu avem nevoie foarte mult când este vorba de dureri de oasă. Brânza naturală, biologică, deci este bună pentru oas, știi? Și aici mă întreb, Zidana, dar cașul el se păstrează așa? Deci ca să-l fărsare, ca să-l pui? Nu, nu se păstrează, că doar este lapte biologic. S-a fost lapte din praf, da, el se păstrează. Dar dacă este lapte, deci, natural, de capră, de oi sau de vaci, deci, să știți că nu se păstrează. Încă o dată eu explic. La 5 litri de apă eu am pus 250 de grame de sare. Să știți, da? Așa, la 5 litri de apă. Eu mai repet. Și cum să vedem că sărămura, deci, este gata. Un ou foarte corect. Un ou, dragii mei prieteni, ou de găină crud. Dacă e spalat deja, da? Noi îl punem, deci, în cratiță. Trebuie să dizolvi foarte, foarte bine sarea. Tot absolut. Dacă se rămură, deci este bun, ouă și-o de deasupra. Dacă se rămură sau apa nu are suficient sare, el se duce la fund. Atent, da? Încă o dată. Deci eu am pus în apă sare, da, grunjoasă, 5 litri de apă, eu am pus 250 de grame de sare și amestecăm bine ca să dizolvi toată sarea. Cum să vedem dacă sărămura este bună ca să putem pune, deci, în borcan, da? Așa, ia uitați-vă, vedeți bine, da? Un ou, l-am spălat, îl mai spăl odată ca voi să vedeți, da? Așa, îl mai spăl. Așa, ou crud de găină, îl dau drumul, deci, ia uitați-vă, plutește. Dragii mei prieteni, plutește. Așa, vedeți? Plutește ouul, deci crud. Când el este așa, să știți că sărămura, deci este bun. Dacă ouul se duce la fund, sărămura nu este bun. Eu am să vă mai arăt încă o dată. Deci eu iau apă, da? Așa. Apă care nu este cu sare. Ca să mă înțelegi, da? Știu că multe persoane să mă întrebe. Asta este apă care nu este cu sare. Și-a făcut ou. Să duce, deci, la fund, da? Dar dacă eu îi pun, deci, apă cu sare, ou plutește. Ia că și v-ați văzut. Ia, se vede foarte bine. Eu am spus, atent, că iar întrebări, îmi dați 1.100.000 de întrebări. Eu am spus, când noi punem, cel mai important secret, când noi punem apa, deci, pentru sărămură, o fierbim ca să iasă tot clorul, ca să iasă toate bacteriile, ca să iasă tot virus. Și apoi o răcim. Apă crudă, apă din rubinet, apă din fântână, nu îi puneți. Orice apă, dar să fie fiartă, fiartă. Eu am spus 5 litri de apă, 250 de grame de sare. Ia că așa trebuie să plutească ouă. Îl dăm într-o parte, așa, sărămura noastră, o dăm într-o parte. Și în borcan, dragii mei prieteni, de sticlă, numai decât, dă-ți vă arăt și brânzica mea, cum arată, ia uitați-vă, da? Deci, caș de oi. Așa arată brânzica mea, da? Și deci noi punem în borcan.
Așa, încet, mânuța mea în cap, de aia și-am pus borcan cu gura mare, de 5 litri, și eu adaug, deci, brânzica mea aici, da, pe toată, pas cu pas, așa, ca să vedeți. Deci, asta este prima metodă, mai am o metodă, am ușoară, da? Eu vă rog să-mi distribuiți live-ul, să ajung cât mai departe cineva care este din grupul Învață Găti cu noi, cu mare drag, dragii mei prieteni, deci, distribuiți și în grupul meu, deci, live. Suntem foarte mulți, da? Da, îmi face o poftă, da, dragii mei prieteni, vă spun, eu am fost foarte mulți ani, deci, la Portugalia, da? Fiindcă eu am casă la Portugalia, în Cașcaiș. Și ne arăta mama cum făcea brânză de oaie, pune pentru și îmi făcea o poftă. Putea să am eu orice cașcavaluri de pitihotare, italieni, franceze, dar eu vroiam brânză, caș de capră sau caș de oaie. Ne era o poftă foarte. Și-a printremetea mama, ne-o pune în sărămură și eu mâncam, deci, cu toată familia mea. Deci, dragii mei prieteni, am umplut borcanelul meu. Ia uitați-vă, da? Uitați-vă și bucată de caș bună meu. Ia uitați-vă. Foarte bună, da? Așa. Cineva se întreabă, zi, da, na, la brânză nu dai sare. Este, uiți la life-ul de la început, puișor. Și să vezi că eu am dat, deci, sare la tot. Ne-am umplut borcanul. Dacă voi să vreți live-ul de la început, cu siguranță ieși la început și să-l vezi ca să-l pun pe YouTube. Și ce fac eu acum, dragii mei prieteni? Sărămură. Așa. Sărămură, deci eu ne-o torn în borcan. Împlu, deci sărămură. Dar eu trebuie să găsesc o leică, mă iertați. Așa, mă iertați, o secundă, o secundă, da? Dam așa o leică bunișoară, ca eu să nu fac aici o leacă de murdării, că nu-mi place ea deloc. Așa, și sărămură, hai să punem cocană. Cel mai bine, ca eu să nu fac aici murdării. Așa, și dragii mei prieteni, deci îmi pun din sărămura mea. În felul următor, umplu borcanelul, plin. Plin, asta este prima variantă, am să vă mai arăt o variantă. Așa. Încet, apă cu sare. Așa, apa este fiartă răcorită. La 5 litri de apă, 250 de grame de sare, da? Și facem testul cu ou, da? Ca stăi, deci oul deasupra sprutească. Așa, și un borcan la mine este în felul următor. Așa, eu să-i pun capacul și îl țin unde? În beș. Eu, dragii mei prieteni, îl țin în beș. Toată brânza mea, toate conservele mele, eu le țin în beș. Așa, până în ochi. Borcanul până în plin. Așa, borcanii, dragii mei prieteni, eu mai trămăt și pisticotare, să știți, da? Mai am eu prietenii mei, care mai trămăt și pistihotare, știți. Așa, ia uitați. Aceasta este o variantă foarte, foarte bună. Cum să păstrezi cei, da? Așa. O variantă foarte bună. Cum să păstrezi tu pe 2-3 ani. Așa caș, să primești așa. Uitați-vă, da? Așa. În felul următor. Uitați, ne-a căzut cuțetul. Așa, dragii mei prieteni, asta la mine este brânză de 2 ani, dar am și de 3 ani de zile. Și cu paste poți le fac, și cu roșii, și cu legume, și cu salate. Este o brânză foarte, foarte bună. Asta eu așa una ca voi să înțelegi. Da? Deja este, deci, brânză, deci, murată, da? Or sărămută, sau cu sărămură, sau cu sare, da? Sau, mă rog, diferite situații. Și ia uitați-vă cum arată brânză, deci de 2 ani de zile. Ia uitați-vă că nu se fărâmă deloc. Deloc. Ia, vedeți? Și așa puteți o puneți chiar și pe farfurii, la masa de sărbătoare. Deci este foarte important. Mai schimbați așa întotdeauna. Când fac live-urile la mine, ia uitați-vă și brânzică bună de 2 ani de zile. Dar se păstrează și 3 ani de zile. Este foarte bun.
Și vă mai arăt o variantă. O variantă foarte bună, care eu iubesc foarte, foarte mult așa variantă. Așa, asta o dăm într-o parte, eu am să le fac pe toate. Am aici un borcan. Așa, spălat. Borcanele, știți că eu întotdeauna le spăl cu bicarbonat de sodiu, cu sodă de mâncare, deși fiindcă îi omoară toate bacteriile dinăuntru. Și fac eu un borcan, dragii mei prieteni. Brânză marinată în ulei de măsline. Și eu vă arăt imediat. Așa, eu aici am mărar, cimbru, pătrunjel și, să-i spunem așa, la noi se numește săgeți de usturoi. Săgeți de usturoi, eu le marinez foarte bine în borcane și sunt bune, sunt ca păstele. Eu pe canalul meu de YouTube am, eu azi deja le-am strâns și vă fac de seară video. Să vedeți cât este de bun, da? Așa, foarte bun, foarte, eu astăzi. În borcanul meu, eu am spun două săgeți de usturoi. Să dau așa într-o parte, că voi să vedeți bine, da? Așa. În borcanul meu, două săgeți deja spălate cu apă rece. Așa. Știți ce mai am aici? Cimbru. Foarte corect. Cimbru din grădina mea. Am să-i pun și un rămuric din cimbru. Așa. Mărar. Mărar din grădina mea. La fel, deci, mărar, o rămurică din mărar. Pătrunjel spălat, curat, la fel. Și, dragii mei prieteni, eu am să iau brânză și o tai cubuleță în felul următor. Cubuleță micuță. Eu vă arăt imediat, așa că voi să vedeți, așa tip de cubuleță. Ia, vedeți? Și le dau drumul, deci, în borcan. Pe toate fac așa. Câte borcane fac? Fac multe. Fac și 10. Fac cu 20 din borcane. Dar știți de ce? Când vine cineva la mine, să știți că cu roșii, cu o bucată de slănină, cu o bucată de carne, deci are un gust preferat. Deja e are sare aici. Voi știți, da? Așa. Ia uitați-vă. În felul următor. Așa. Ne umplu. Deci, borcanul meu cu brânzică. Puteți îi puneți și piper negru. Puteți îi pune pentru cine iubești. Puteți îi puneți și ardeiuți pentru cei care sunt gurmanți și iubesc. Puteți îi puneți, dragii mei prieteni, absolut tot ce doriți. Și chiar și măsline. Eu am și video cu măsline. Așa, încet, frumos. Iar din nou cimbru. Eu cred că voi vedeți, da? Iar din nou o bucată de cimbru și iar din nou mărăraș. De ce? Fiindcă se primește o brânză foarte gustoasă. E deja este sărată, e s-o luat sare, deci în vasul meu, dar cu aceste merodiene, deci sunt perfecte, foarte gustoase. Iar din nou mai pun o bucată de brânză. Fix așa această brânză în ulei de măsline, fiindcă ulei poți să-l pui și la salat și le este foarte gustos. Ulei nu se aruncă, ulei se mănâncă chiar pe crăchere sau pe pâine uscată. Voi știți și eu vorbesc, da? Așa, în felul următor, mai pun și un pătrunjel frumos. Așa, iar din nou, deci caș de oaie sau caș de oi. Sau brânză de capră. Ia, vedeți, toate cubulețe. Ia, uitați-vă și frumos arată, da? Așa. Și, dragii mei prieteni, tot un secret foarte important, ulei de măsline. Eu foarte mult iubesc și folosesc ulei de măsline, deci în casă. Dar foarte mult. La mine mai mult să mănâncă ulei de măsline ca ulei de floarea soarelui, că este mai sănătos. Știți că ulei de măsline îl ajută și la colon, ulei de măsline, chiar și pe pâine poți să mănânci, chiar și câte o linguriță dimineața pe stomacul gol, pentru cine are constipație sau alte situații cu colonul. Deci ulei de măsline, deci este perfect. Așa, băgăm bine în borcanel și ulei de măsline deasupra la caș. Deasupra la caș. Împlem, deci, borcanul, așa, ulei de măsline. Dar deasupra, pentru cine dorește, clar că pune și piper negru, numai decât. Așa.
câteva bobițe de piper negru frumos. Ia uitați-vă și frumos arată. Ia uitați-vă și minunățăie, da? Deci și așa o pun. Și ai să-mi spui că, Zidana, aici merge mai mult ulei de măslin și este mai scump. Da, dar este foarte gustoasă. Și noi facem pentru noi, noi nu facem pentru vânzare. Mă rog, cine vrea să vândă cu mare drag, da? Dar eu fac pentru familia mea. Clar că pun și iar niște săgeți de usturoi, da? Și clar că pun puțină sare deasupra, dragii mei, pentru că este foarte important. Puțină sare. Ia uitați-vă așa, cum o impresora și eu. Dar cu ulei de floarea soarelor. Știți, el cel mai bun, cel mai gustos, cel mai sănătos este cu ulei de măsline. Da, ulei de măsline care ai tu, e presat la fierbinte, presat la răci, ulei de măsline deja. Sun în continuu. Ulei care ai tu, dragii mei prieteni, și uitați-vă cum mi s-a primit, deci... Cum mi s-a primit brânzica mea, cașul meu, dragii mei prieteni. L-am închis, eu am astfel de borcani, eu am foarte multe astfel de borcani și îl pun, deci, la fel în la rece. Ia uitați-vă și minunăței. Foarte gustos. Dacă tu ai un ardel iute uscat, eu pur și simplu nu l-am, la noi se mănâncă iute foarte mult și nu l-am, da? Dar eu am praf, poți pui praf. Aici am praf, ia, vedeți? De ardei iuți, pentru cine iubești. Da, dar deja eu am pus piper negru și este suficient. Ia uitați-vă și minunății și cât de frumos el arată, da? Poți pui și mai mult cimbru dacă tu iubești. Deci, într-așa metodă, dragii mei prieteni, eu fac sărămură de brânză, dar am foarte multe metode cum săreți caș, cum săreți brânză, cum săreți brânză de oi, da? Și ai zis, mă, Zidana, pentru mine cel mai bine ca să o îngheț. Nu, deja înghețat ea nu are calciu. Mai o mai marinez în unele cazuri cu șofran. Pentru cine are șofran, fiindcă ea primește puțin mai gâlbui de la șofran. Șofranul este culoarea naturală. Deci este formidabil de gustoasă. Da, de mâine deja poți să mănânci, la noi nu avem nevoie. De ce să o mâncăm? Mai în toamna, când este lucru pe deal, când l-a cules poamă sau în iarnă, sau când noi avem nevoie. Dar astfel de tipuri de marinadă, de cășuri, deci eu fac foarte multe, dragii mei prieteni. Azi am fost foarte multe în live. Eu știu că eu fac foarte multe live și foarte multă lume, deci mă urmărește, da? Și ai să mă întreb, zi, Doamna, am dat și un kilogram de brânză, cașuri cu pui, că am făcut niște sfaturi pentru pui și oricum să crești pui, zi, Doamna, dă-mi ciunie și înșel, zice eu, da, eu vă dau, dacă sunteți aproape de mine și atât de tare voi poft, cu mare drag, eu vă dau la toată lumea, da? Și acesta a fost, deci, rețeta mea din caș. Caș marinat, deci pentru iarnă, ca să primească brânză de oi, ia uitați-vă așa, ca la mine, da? Brânză de oi, dragii mei prieteni, în sărămură. O rețetă cu voi aici, pas cu pas, fiecare are rețeta lui, mă rog, noi o facem așa, în felul următor, da? Și este foarte bun și foarte, chiar și plăcinte poți face cu brânză. Sarării cu brânză, pâine cu brânză de oi, dar pentru mine este... perfect cu cafea, brânză de oaie, cu cafea, eu iubesc foarte mult, da? Așa, dragii mei prieteni, vă mulțumesc pentru cei care mi-au lăsat o inimioară, pentru cei care mi-ați distribuit live-ul, deci sunt câteva secrete pentru doamne care ele nu știu, ca să nu cumperi tu brânză și să o strici, sau ea să moaie, ca să nu știi secretele. Uite aici, eu sunt Zidana Uzacuna, întotdeauna îți arăt toate secretele, cum poți face diferite rețete culinare, da, și tratamente. Eu sunt medic naturopat, pentru cine nu știe, prima dată mă vede, da? Eu am foarte multe tratamente naturale și chiar și un canal de YouTube peste 270.000. Sunt pe primul loc pe Republica, deci Moldova, sunt foarte multe tincturi, ceari pentru diferite boli. Dar acum suntem aproape, deci în vară. Și eu m-am pornit cu conservele, gem de căpșun, gem de zmeuru, campoturi, castraveți, marinați, castraveți, murați, gogoneli, absolut tot, tot, tot. Deci are nevoie noi o gospodină în casă, ca să mănânci sănătos, ca să trăiești sănătos. Eu promovez sănătate. La mine pe canal nu găsești nimic cu chimicale. Sănătate, totul de casă, chiar și carne la borcan, chiar și pește la borcan, chiar și diferite rețete, deci
culinare, da? Așa. Nu se adaugă oțet la această rețetă. Nu, puile, strâși. Deci brânza, nu, fiindcă sunt multe persoane care spun, zic, Dana, eu pun oțet și altă persoană îți pune oțet și stricați brânza. Nu, puile, brânza iubește numai sare și ulei și atâta, numai sare, nu stricați brânza. Nu, mă rog, dacă voi sunteți milionari și voi vreți să cumpărați și stricați brânza cu mare drag, dar nu, puile, nu cumpăra oțet, nu pune oțet, nu pune cu alte condimente sau unele persoane. Zic, Dana, eu vreau să pun zahăr. Nu pune, nu, că brânza iubește numai deci sare. Care trăiesc la bloc, o țineți la frigider. Care trăiesc la țară, o țineți în beci, la loc răcoros. Deci credem că așa rețetă îți păstrează puile pe 3 ani de zile, 2-3 ani de zile, ca tu să mănânci o brânză sănătoasă. Deci eu sunt Zidana Uzac, mă vă arăt foarte multe rețete care într-adevăr s-au făcut și harbuș sau lubenițe după rețeta mea. S-au făcut foarte mult și lumea este mulțumită, da? Deci nu adăugați altceva dacă nu știți, fiind că o stricați, da? Noi câteodată vrem să mai experimentăm, să mai facem diferite situații, da? Ca să fie cum s-a combinat. Nu! Da, poți să o adaugi câteva roșii uscate, dar deja este tot o metodă, o tehnologie mai italiană, mai spui, mai europeană, da? Dar noi, moldovenii, românii de peste prut, da? Noi facem brânza numai cu sare și cu apă fiartă, dar răcuroasă, ca voi să mâncați chiar și 2-3 ani de zile. Zidana Uzacovna, dacă nu ești abonat pe canalul meu de YouTube, cu mare drag, dragii mei prieteni, vă aștept să vă abonați, lași acolo cu o inimioară, da? Care persoanele nu se mai regăsesc în rețetele noastre sau în diferite tratamente, eu le dau bloc, le blochez, fiindcă la mine pe pagină nu se vorbește prostii, nu se arată fonduri goale, la mine nu se vorbește urât, la mine sunt oameni de inimă, oameni cu suflet, așa sunt eu, așa iubesc eu ca să fie prietenii mei. Dacă îți mândrezi, Dana, de ce m-ai blocat? Fiindcă ai vorbit prostii. Eu cu nimeni nu vorbesc prostii. La mine niciodată nu s-a vorbit prostii și de asta mă iertați. Dar eu oameni răi, cu suflet rău, deci eu îi blochez. Așa sunt eu. Fiindcă eu nu iubesc ca să vorbească nici cu tine, nici cu Ani, nici cu Bine, nimeni la mine pe pagină să vorbească urât. Eu sunt Zidana Uzac, mă promovez sănătate, eu sunt medic naturopat. Oi, așa să vă mai rog încă ceva. Mă iertați. Zilele astea am primit foarte bine, că am avut două videouri cu brusturile și cu puișorii și am mai avut câteva brusturi puternici, da? Și tare mulți oameni, bărbați, mă spun, Zidana, mai ai vreo soră ca tine? Nu, puile, nu mai am nici o soră ca mine, toți sunt maritați, toți sunt la casa lor, toți au familie, da? Sănătate, aveți grijă de voi, eu vă iubesc și o inimioară și pace în casa ta, puișor. Pace și multă liniște. Și vă doresc o zi în continuare cât mai frumoasă, dar vin cu o rețetă imediat cu, deci, săgeți de usturoi în borcan pentru ea, nu foarte gustoasă, sunt la gust ca păstările.